seara și bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. În această seară o să discutăm relaxați despre lucrurile bune de la primăria Urlați, chiar cu cei care o conduc până la urmă. Ne mai relaxăm și noi după atâta stres la primăria Ploiești, să undeva să ne ducem să mai învățăm lucruri, să vedem cum se fac, cum se organizează treaba ca să nu mai existe certuri, să nu există orgolii politice, ci pur și simplu interesul cetățeanului, ceea ce observ cu plăcere la primăria din Urlați. Așadar, invitații mei de astăzi sunt domnul Marian Măchițescu, primarul Urlațiului. Bună seara, bine ați revenit! Bună seara, bine v-am găsit! Și domnul viceprimar al Urlațiului, domnul Lazar Stan. Bună seara, bine ați revenit și dumneavoastră! Bună seara, bine v-am găsit! Domnul, ce ați făcut în ultima lună, ca să zic așa, nu în ultimii 5 ani? Deci, nu ne-am mai văzut. Deci, e o întrebare retorică, că știți că era întrebarea, zice, ce ați făcut în ultimii 5 ani? Noi putem să spunem că în ultima lună am avut chiar de muncă foarte mult, pentru că sunt multe lucrări la nivel de oraș în derulare, care chiar le așteptam și cetățenii din oraș le așteptau, pentru că într-o emisiune anterioară vă spuneam că am avut un disconfort foarte mare la nivel de oraș, pentru că am avut un proiect european în implementare cu rețeaua de canalizare, o rețea de apă, și disconfortul pe zonele respective a fost foarte mare. Timp de un an și jumătate. Problema este că acum vine partea frumoasă a lucrurilor. Adică acele străzi intră în modernizare, intră în partea de, cum să vă spun eu, ce le plac tuturor cetățenilor din acea zonă. Adică confortul. Confortul care până acum au fost câțiva ani de zile în afară de anul trecut și în anii anteriori, au fost toate rețelele înlocuite. Rețele de gaz, rețele de apă, rețele de canalizare. Și într-adevăr, în urma unor lucrări din astea, disconfortul este foarte mare. Indiferent ce constructor ar veni, nu poți să bați din palme într-o seară să termin, sau într-o zi să termin toată lucrarea pe strada respectivă. Sunt termene stabilite în contract. Nu. Da, așa este. Și într-adevăr, mă bucură faptul că oamenii au înțeles fenomenul care l-am generat de-a lungul timpului, că într-adevăr, după neplăcerile cu disconfortul în timpul lucrărilor, au venit și momentul plăcut, că toate străzile unde am avut lucrări urmează să le modernizăm. Modernizarea... Trebuie să le spunem, mă scuzați că vă întreb, trebuie să le spunem telespectatorilor că avem și vreo 4 materiale filmate la noastră în localitate. O să discutăm pe marginea lor. Colegii mei, o să-i rog să fie pregătiți să începem cu Casa de Cultură din Urlați, dar nu înainte de a vă continua dumneavoastră ideea și finaliza-o, și pe urmă să ne spună și domnul viceprimar ce a făcut în ultima lună. Da. Chiar și în plan personal puteți să spuneți, cine știe, poate... Da, nu, să știți că noi formăm de-a lungul celor 3 mandate nu parteneriat, pot să spun că suntem o echipă extraordinară de și ne complet. Și la domnul viceprimar? Da, da, ne completăm. Păi, și dânsul este de 3 mandate de viceprimar? Da. Da? Da. Al treilea mandat acum. Da, al patrulea mandat. Al patrulea acum. La mine e al patrulea mandat la primar. În primul mandat am avut al viceprimar. Deci s-a sudat echipa. Da, și ne completăm foarte bine unul pe altul. Adică știm exact tot ce se mișcă în administrația locală. În partide diferite, fiind. Nu. Din acum partide? Suntem la același partid. A, ați trecut în același partid. Da. Am înțeles. V-ați sudat atât de tare în ultima echipa încât ați venit în același partid. Foarte bine. Vă felicit. Nu, eu vă spun că nu contează partidul unde vii, indiferent că ca viceprimar sau ca primar, contează echipa care o formez pentru localitatea, pentru că, într-adevăr, trebuie să tragem amândoi la același jug și, într-adevăr, să, spre binele locuitorilor, trebuie să... Să puneți interesul cetățeanului mai presus de orice. Asta când este se întâmplă lucrul ăsta la conducerea unei primării, atunci totul vine de la sine. Așa și este. Bine, trebuie să fii și nu contest sub nicio formă faptul că sunteți foarte instruiți în domeniul administrativ și ceea ce faceți, să aveți o experiență vastă. Dar, repet, atunci când primarii vor înțelege că interesul cetățeanului primează și... Vreau să vă spun ceva, am mai spus-o și o spun în continuare. Domnule, în momentul în care se întâmplă lucrul ăsta și primarii conștientizează, fără să-și dea seama, primarul sau viceprimarul sunt în campania electorală 4 ani de zile, făcând lucrurile în interesul oamenilor. Da, știi, știi de ce râd? Pentru că de-a lungul timpului, când mergeam în campanie, unii dintre colegii mei,
consilieri. Zice, am venit și noi să suntem în campanie. Zic, nu, la mine, scuzați-mă, la mine întreba cetățenii. Zic, întreba cetățenii. Eu zilnic, împreună cu viceprimarul, suntem prezenți absolut în toate zonele din orașul Urlați. Pentru că ce se întâmplă? În momentul când ai o lucrare în oraș și dacă nu supraveghezi, că vă spun eu, indiferent de firmă, indiferent că ai de șantier, indiferent că ai șef, dacă nu te duci acolo să fii prezent, eu vă spun, poate să fie cea mai bună firmă din România sau din lume, tot se găsesc unele probleme care ei trec cu vederea, zice, doamne, nu e orașul meu, nu e, asta merge și așa. Sau, eu le-am spus, domnule, vin sau din proiectare să mai greșește, da. Mă rog, sau nu o să prevăd, da, toate acolo. Vii în oraș, lucrezi, dar vreau calitate. Indiferent ce firmă ești. Poți să fii firma de Honolulu, de... Nu. Vii, îți faci treaba calitativ și tot ceea ce ține de lucrarea dumneavoastră, vreau să fii mândru în momentul când termin lucrarea, că ai făcut o lucrare de calitate în orașul Urlați. Așa se întâmplă, da, și la proiect. Trebuie să dăm vreo 25 de milioane de euro înapoi la Uniunea Europeană. Asta e. Mulțumesc Parintinului, ca din să zic păcate, așa. Da, din păcate se întâmplă. Sunt multe situații, nu numai la Ploiești, sunt multe situații în țară, care... Nu, e important, important e ca dumneavoastră să înțelegeți ceea ce trebuie făcut pentru noi. Și așa cum spuneam, doamne, sunteți în campanie electorală fără să vreți. Da. Vă întreb un lucru. Când ieșiți pe stradă și vă ziceați că vă duceți în toate zonele, vă știe lumea? Întreb, păi, nu știu, că există posibilitatea că într-o localitate un primar care nu știe decât să stea în birou, da, iese pe stradă și se lovește nas în nas cu cetățeanul și nu știe cetățeanul cine e. Se întâmplă și lucrul ăsta. Haideți să vă spun, eu împreună cu domnul viceprimar, cred că fără să spun așa lucruri fără noimă, sunt cred că undeva la 90% dintre locuitorii din oraș, care știm pe nume, știm asta unde locuiește, știm fiecare probleme. Numai că le cunosc ei pe noi, cunoaștem și noi. Și da, cunoaștem și ei pe noi, dar și noi la rândul nostru îi cunoaștem, pentru că ce se întâmplă? Degeaba te duci tu în campanie odată, nu știu la cât, la 3 ani, la 4 ani de zile și te trezești într-un cartier care nu știi probleme oamenilor, nu știi cum, cu cine stai de vorbă, nu știi ce caracter are omul ăla, nu știi cu ce probleme se confruntă. În momentul când noi ne ducem zilnic, știi că familia X are o anumită problemă, poate pe fond funciar, poate pe rețelele de utilități, poate social, poate... deja, v-am zis, undeva la un 90% cunoaștem noi amândoi peste 90% din populația orașului Urlați pe nume și unde locuiește, cum... Deci, câți locuitori aveți? 10.300 de locuitori, dar efectiv sunt în jur de vreo 7.000 de locuitori, restul sunt plecați. Sunt plecați în străinătate, mare majoritate din cei 3.000, dar nu vorbesc. Eu vorbesc de familie în sine, de gospodării, de cunoști problemele, adică te implici, dacă vrei, poți să cunoști absolut toate problemele. Om când vine la primărie, zice, domnul primar, știți că eu, da, știu, stai pe strada cu tare, acolo în zona... deja omul știe, păi stai, știe primarul, știe viceprimarul. În momentul când te ia cardinală, domnule, stai că stau, unde, domnule, în ce stradă? Nici nu știu unde e strada respectivă. Da. Că spuneam, apropo de campanie, spuneam la contracandidații mei, zic, domnule, spune și mie 5 nume de străzi din oraș. Decât atât. Spune dacă ești pregătit, că și eu când m-am pregătit să candidez pentru primăria orașului Urlați, am luat-o la pas fiecare străduță, fiecare zonă, fiecare, pentru că trebuie să știi orașul sau localitatea 100%. Nu să te ia de sub, stai domnule, că eu stau, stai domnule, unde stai? Corect. Nu știu, domnule, n-am auzit niciodată de strada respectivă sau zona respectivă. Nu. Deci totdeauna trebuie să fii pregătit ca primar și ca viceprimar, pentru că suntem gospodarii orașului, suntem conducerea orașului și trebuie să aibă abar banii absolut de orice gospodărie, de orice zona orașului, de orice instituție a statului, orașului, pentru că asta trebuie City implicat. City manager aveți? Și poftim? City manager aveți? Avem, dar vreți să facem un concurs la ora actuală, să angajez într-adevăr un city manager care să-l punem în exact ceea ce facem noi,
amândoi să preia sarcini. Să preia o parte din atribuțiuni. Pe de asta v-am și întrebat. Da, să preia o parte din atribuțiuni ca să știe exact ce știu eu și cu domnul viceprimar, să știe și City Manager. Să vă degreveze un pic. Da. Asta vreau două lucruri să completez aici. În afara faptului că, mă rog, ne cunoaștem și cunoaștem cetățenii orașului Lați, multe dintre problemele pe care le au, o avarie de apă, o avarie la sistemul de iluminat, nici măcar nu sună la primărie, ne sună pe noi, adică pe telefon, nu contează ora, asta zic, deci au telefoanele. Asta e mare lucru. Iar al doilea lucru, da, e un volum mare de lucrări și responsabilitățile sunt ca atare. Nu știu dacă de 3 ani, nu știu dacă am mai fost plecați în concediu, că tot a fost perioada de concediu și întrebați ce am făcut în ultima lună. Nu am reușit să plecăm și nici nu cred că anul ăsta iar noi să reușim. Vreau să completez. Da, suntem... Știți, deci am plecat pe 13 ani de mandat. Știți cât am avut concediu cel mai mult în primăria orașului Lați? Cel mult 5 zile într-un an de zile. Deci anul ăsta n-am plecat absolut deloc. Deci nu mi-am luat o zi de concediu. Nicio. Da. Problema este așa că eu aș prefera să-mi iau într-o perioadă când nu prea sunt probleme. Când dar, ar fi asta? Dar probleme sunt cam la o primărie. Ai de la 1 ianuarie până la 31 decembrie în permanență. Poți să zici, indiferent de anotimp, indiferent de că e primăvară, vară, toamnă, iarnă, totdeauna sunt probleme de rezolvat. La o primărie, dacă vrei să te implici. Corect, dacă nu corect. Te implici, poți să stai de liniștit. Bine să... Exact, ce zici dumneavoastră, în birou, stai liniștit la cafeluță. Nu te știi, da. Nimeni te strecor pe lângă oameni. Zice, cine o fie, da. Te treabă... Dar nici nu întreabă, că treci neobservat. Da, e problema. Da. Am să rog colegii să pregătim materialul cu Casa de Cultură din Urlaț, să ne spuneți câteva cuvinte despre ce s-a întâmplat acolo, poate și ce proiecte aveți, dacă tot ați făcut treaba bună la Casa de Cultură. Haideți să vedem. Vă rog să comentați. Da. La Casa de Cultură, deci suntem undeva la un 60% din lucrările de modernizare și consolidare a Casei de Cultură. Se lucrează acum la acoperiș și la exterioare. Pe partea de interior am finalizat în proporție de 80% interioarele cu finisaje și sper că până la finele anului constructorul să ne predea Casa de Cultură. Deci până la finele anului, încă în 4 luni ar trebui finalizat. Da. Ce se întâmplă? Practic ei au avut termen de execuție undeva la 31 iulie, dar au existat câteva probleme din proiectare. Au fost câteva, deci la etaj, proiectatul a dat o soluție și nu a fost înconjurată cu ce au găsit ei pe teren în momentul când au început să demoleze. Și au trebuit să refacă proiectul pe partea de ce au găsit acolo și din cauza asta s-au lungit încă 6 luni de zile. Să refacă toată documentația, pentru că toată lucrarea este pe Compania Națională de Investiții. Deci partea noastră a primăriei este foarte mică, e undeva la un 3-4%, deci undeva la un 80-90%. Da. Da, și într-adevăr această clădire este o clădire foarte veche a orașului, o clădire de referință Casa de Cultură și chiar trebuia consolidată și modernizată, pentru că n-am avut posibilitatea financiară în trecut ca să o modernizăm. Am mai făcut lucrări de întreținere, de igienizare, dar nu ce o reparație capitală. Are, câte săli? Păi avem sălile de spectacol, care sala mare de spectacole, sala de conferințe. Am creat la nivel de etaj încă două săli de conferințe și spații de cazare. Am vrut să creez niște spații de cazare pentru tinerii specialiști, în special medicii care vin în Urlați și nu au cazare. Un gen de apartamente la etaj, care au dotate camerele cu absolut ce este necesar ca să poată să locuiască decent cu familia în cadrul Casei de Cultură. Și pe lângă astea avem amenajate biblioteca, sala de dans, sala de balet, internet, sala de internet.
Deci, practic, o, da, o, adică să văd, dar nu dau seama cam ce preia, suprafață era. Deci, Casa de Cultură o să preia o mare, din, o mare parte din activitățile care la ora actuală desfășurăm prin școli, prin, prin liceu, de un an și jumătate, de 2 ani de zile, fiind în reparație, efectiv, a trebuit să, și am fost forțați să găsim alte locații unde să desfășurăm activitățile. Că avem în cadrul Casei de Cultură și ansambluri, ansamblu de dansuri, moderne, ansamblu de dansuri populare, deci activități foarte bine puse la punct, coordonate de directorul Casei de Cultură și pot să spun că nu avem, să zicem, ansambluri de renume, dar ne ducem la concursuri și câștigăm concursuri la nivel național. Și cred că cel puțin 3-4 concursuri pe an avem echipa de dansuri moderne și echipa de dansuri populare care vin cu medalii sau cu premii în cursul unui an. Ați antamat ceva spectacole de la anul, bineînțeles. Da, problema este că la nivel de Casă Cultură totdeauna aveam spectacole când era funcțională, dar în ultimii ani de zile nu aveam condițiile de desfășurare, pentru că și dacă veneau trupe de teatru sau trebuia să ai un minim necesar pe sonorizare, pe ambient, pentru că veneau trupe cu din țară și spuneau: domne, nu îndepliniți condițiile, că nu aveți o sonorizare bună, nu aveți o iluminație bună, și din cauza acum. Da, acum pe lucrarea respectivă avem inclusiv dotările Casei de Cultură cu aparatură ultramodernă. Deci o să fie una dintre casele de cultură cele mai moderne din județul Prahova și poate din țară. Ce faceți, tot ieșiți în frunte, da. Așa, mă și enervați câteva. Da, așa. Într-adevăr, problema s-a pus în felul următor. Am spus în emisiune trecute, noi am pus accent, în special de când lucrăm în echipa, de fapt și la primul mandat, am pus accent foarte mare pe învățământ, sănătate, dar a venit timpul și culturii. Bine, eu am avut un țel al meu încă de la început, să pot să scot tinerii, în special din discoteci sau din baruri și de aia, să le dea o activitate. Și am creat la nivel de localitate sala sporturilor, deci am construit o sală de sport cu multifuncțională și este benefică tuturor tinerilor din toată zona Urlațului. Baza sportivă care este accesibilă tuturor copiilor din oraș, dar și din zonele limitrofe Urlațului. Și acum am pus accentul și pe Casa de Cultură, unde sunt alte activități pentru altă categorie de copii, adică cei care au înclinații spre muzică ușoară, muzică populară, spre dansuri. Deci, da, ca o școală populară de altă. Da, 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 cam în genul respectiv. Avem un inimos instructor care, chiar dacă e pensionar, vine săracul fără retribuții, fără absolut nimic la Casa de Cultură și își desfășoară activitatea cu o pasiune care eu chiar câteodată îi spuneam, nenea Popa îi spun, stăteam de vorbă și zic: dom'le, cum poți la anii ăștia? Zice, e în sânge, e o plăcere a mea. Da, asta și îl încarcă, cu siguranță. Adică de asta facem lucrurile care ne plac, pentru ca să ne încărcăm spiritual, să putem merge mai departe. Da, că asta e esența până la vieții, zic eu. Și sperăm ca și pe partea asta să atragem tinerii care au talente, care pot veni chiar în emisiunea la Valea Prahovei, la emisiunea care o aveți dumneavoastră în decursul anului, cu descoperirea de tinere talente. Din Urlați totdeauna am avut talente care au mers până în faza finală pe județ. Și mă bucură faptul că există o activitate din asta culturală. Pentru că, vedeți dumneavoastră, acum sunt încântați tinerii ca să tragă mai mult în partea asta, cu grupulețe mici, zicem, ne ducem la un băruleț, bem și noi o cafea, un suc sau... Și parcă sunt mai statici, nu sunt, mai au activități din astea. Sedentarism, într-adevăr. Încercăm cum putem, de exemplu, și până amenajarea locurilor de joacă, și prin crearea de parcuri, adică să le dai oportunități să poată să desfășoare activitatea de dimineață până noaptea în locuri plăcute, adică destinate tinerilor. Am înțeles. Sigure și moderne. Da. Să încercăm să aducem niște trupe de teatru și chiar și pentru cei mai în vârstă. Noi chiar să ducem chiar și o trupă acolo de teatru acolo, de ce nu? Da.
Da, și, și chiar cu tineri, până la urmă. Asta da, e un alt mijloc de un spațiu adecvat, un spațiu unde să vii cu plăcere și cu... Da. Eu țin minte că în trecut aveam la Casa Cultură, aveam chiar un club acolo, unde aveam masă de tenis, aveam... nu, biliard nu aveam, dar cred că o să cu timpul să luăm și un biliard, o masă de tenis de, sau două mese de tenis. Aveam un club cu șah, chiar aveam câțiva copii în ăștia care veneau cu plăcere la șah. Acum, sincer să fiu, v-am zis, de cel puțin de vreo 10-15 ani, au început să tinerii mai mult pe Facebook, pe internet, pe, dar eu zic că și eu, dacă aș fi tânăr, sincer, poate că și eu aș intra... Haideți să nu uităm, aș, că și noi da, am fost aș intra și sigur și acum, și acum am plăcerea să stau poate o oră, o oră seara, o oră jumate, două pe internet. E o plăcere, dar da, asta e timpul. Acum și creează și dependența. Asta discutam ieri cu domnul Aurel Graur de la Inspectoratul Județean Școlar despre Facebook, despre probleme care îi deconcertează pe, pe copii la, la ore, pentru că se trezesc cu, le primesc un mesaj, deja nu mai sunt atenți ce am primit, ce nu știu ce. Și pierde ideea, mai ales dacă e o problemă sau ceva. Eu nu spun cu răutate lucrul ăsta. Ce a făcut Facebook-ul nu e tocmai bine pentru dezvoltarea copilului până la urmă. Și am asta, că și noi avem o dependență. Așa este, dar vă spun că și Facebook și internetul este necesar, chiar un rău necesar, dar chiar e necesar. Pentru că gândiți-vă acum dacă n-ar exista internet la nivel mondial. N-ar exista telefoane mobile. Am dat înapoi cel puțin cu un 20-30 de ani. Pentru că nu ai informația rapidă, nu ai... De acord cu asta, dar asta cu telefoane mobile, bine ar fi să nu fie, ca să nu mă găsesc în lumea de... Adică să fiu și eu mai protejat. Sunt cazuri și cazuri. Zic, glume? Da, nu, glumea. Că eu vă spun, din trecut lucram la o companie mare din Urlați, și lucram în compartimentul de aprovizionare și știți cât de greu era înainte când nu era exista mobile, trebuia să mă duc la un telefon la poate la 10, 15, 20 de kilometri, un telefon fix ca să, dacă Doamne ferește, aveam plecam după o marfă undeva și aveam o problemă sau nu puteam să rezolv. Trebuia să te duci într-un oraș că în comune de regulă nu prea găseai cum era atunci Rom Telecom, nu era Rom Telecom, poșta, că așa la ora 3 închidea, nu găseai nicăieri, te duceai, trebuia să te duci ori la cineva să bați în poartă, domnule, ai telefon să dau și eu, am o urgență, nu găseai. E, acum rezolvi în 2 secunde sau 5 secunde imediat cu telefonul mobil, dar există și partea mai rea, adică a început este o dependență, este clar o dependență și ne ocupă foarte mult timp, asta e partea proastă. Vorbeam de tineri și aș vrea să rog colegii să vedem și materialul despre locurile de joacă și să comentăm și să vedem ce a spus. Uite ce frumos. Da, noi suntem într-un proces de modernizare a locurilor de joacă. Ce parc este? E parcul central. Este parcul central, chiar din la cât 50 de kilometri. Cât v-a costat investiția asta? Că bănuiesc că... Deci în jur de 100 de mii de lei la ora actuală, da. Și am făcut undeva, am realizat că am în jur de 200 și... 260-270 de metri pătrați de covor cu toate da, parcul înainte era cu nisip în zone de și cu toate avea protecție, acum copiii sunt în siguranță, vin cu plăcere. Tot ce este montat în parcul de joacă sunt noi acum montate și pot să spun că sunt complexe foarte noi care protejează copilul să nu acționeze. Aveam tot aici parcul de joacă, sisteme de joacă mai vechi și erau și cu metal mult în ele și se mai loveau copiii, că în joacă copiii se loveau. Și
Totuși, în afară de parcul acesta de joacă central, noi mai avem acum un parc, chiar parcul din fața primăriei, care avem o parte din parc tot pentru copii, dar și pentru tineri. O parte din parc vreau să-l dedic numai tinerilor între, să zic, de la vârsta de 10-12 ani până la 30-40 de ani, adică să-și desfășoare activitatea și cei vârstă puțin mai înaintată. Și cu toate astea am făcut și am montat și în cartiere. Am început montajul și în cartierele orașului. Cartierele orașului sunt câteva zone mai depărtate de centrul orașului, undeva la 5, 6, 7, 8 km, ca să vină un părinte cu copilul de acolo, vă dați seama, da, că face câteva ore dus întors, și din cauza asta am montat și în zona respectivă și continuăm să montăm în fiecare cartierele ale orașului. Bine, la un nivel mai mic, dar să aibă și comunitatea de acolo din zona cartierului respective locuri de joacă moderne, pentru că eu mă uit, eu stau chiar lângă parcul de joacă, chiar în fața casei mele e pus parcul de joacă. E o plăcere, că mulți zic, dom'le, nu-i deranjul mare, nu. Pentru mine e o plăcere, mă uit la copilași, eu nu am copii, dar pe mine mă bucură faptul, prezența copiilor, sunt un împătimit al copiilor, totdeauna mă uit cu drag și la copilași, începând de la un an sau de-abia încep să pășească, până la cei mai mărișori, de clasa a întâi, a doua, și parcă mi se umple sufletul de bucurie când îi văd că au toate condițiile de joacă, moderne, occidentale, deci față de altfel. Da, foarte frumos, da. Mi-a plăcut și coloristic, așa este, era plăcută. Da, și... da, este o investiție care pentru viitor și v-am zis că vrem să, ca împreună să facem... Poftim? N-am văzut mese de șah pentru copii. Păi nu, în parcul central, deci o să fie o lucrare... Ce, nu puteți să puneți și niște mese? O lucrare, nu, avem, vrem să separăm, pentru că, să nu aibă, că știți, dacă vin și cei de 14, 15, 16 ani, 17, 20 de ani printre copii, da, parcă e altfel. E, acolo o să fie delimitat zona celor care trec de 10 ani, unde o să aibă mese de șah, de table, pentru role, adică altă activitate. O să fie cumva combinat pentru bunici, da. Mai repede, da, mesele de șah, că ei sunt puțin cu mai... Da, tabule, adică cu tablele, da. Și iar copiii să... Și să cei care sunt în vârstă, domnule, se duce cu nepotul, lasă să joace acolo, să joace un tenis de masă, că montăm și mese de tenis. Și bunicul poate să joace și o parte de șah sau o tablă acolo în parcul de copii. Noi speram ca... Noi am avut banii prevăzuți în bugetul pe anul 2016, numai că exact ce discutam mai devreme, lipsa personalului din anumite compartimente, în special achiziții, unde chiar ne confruntăm puțin cu mare ce probleme. Vrem să facem și prioritare sunt proiectele de infrastructură, străzile, asfaltare, și astea le-am, neavând timpul necesar și personalul de asemenea necesar, pregătit pentru da, procedurile de achiziții. Da. Am făcut o prioritizare, da, a lucrărilor. Acum rămâne pe bugetul la anul să-l finalizăm. Tu suntem la tineret și sport aici. Echipă de fotbal aveți acolo? Avem echipă de sport, da. Echipă de Unirea fotbal, Urlați, care activează în Liga Prahova. Cu Petrolul. Cu Petrolul. Da. Chiar avem pe etapa 5-a, urmează să ne deplasăm pe Iulie Oana. Nu o să ne bateți niciun caz, n-aveți nicio șansă. No. Da, mai în glumă, mai serios. Poate dacă spuneam. Vine Tavi Grigore, antrenorul la noi, că e urlățean de-a nostru. Da? Da. Lăsați-l la noi să ducă Petrolul unde e locul. Da. Domnul Vice, da, se ocupă, i-a și plăcut. A și jucat la Unire, a fost portar de bază acolo, deci i-a plăcut foarte mult. Ce fel de club? Sub ce structură juridică? Al primăriei, clubul sportiv al primăriei. Deci domeniul legea public. Sportului făcut. Da. Legea 69. Da. Și cum îi plătiți pe... Nu prea îi plătim, din cauza asta nu. Nu prea avem posibilitate. Știți că situația. Nu, deci, ca formă. În cadrul clubului sportiv avem și sala sporturilor unde mai încasăm. Din încasările care le facem în afara programului celor din licioc unde își desfășoară activitatea sportivă în cadrul sălii de sport, după orele de program închiriem sălile la diferite
solicitanți, că vin și din oraș, firme, da, societăți. Și din încasări respective... Să vă rog să-mi un pic răspunsul, că trebuie să luăm pauză. Da, vă rog, spuneți. Da, din încasări putem să le dăm prime. Dar n-aveți o chestie sigură, doar prin prime. Da, prin prime, dar mici. Adică nu vă gândiți la o primă, la un jucător într-o lună de zile, maxim 200 de lei. Da, da, e o problemă. Mai mult, eu sincer, nu ne ajută legislația și nu pot să... Sunt și pe aici, la noi, probleme cu... Da, n-ați văzut cu echipa. Nu, deci trebuie să lucrată puțin la legea asta a sportului, pentru că, vă spun, o să dispară multe discipline sportive din România din cauza finanțării. Așa este, dar aveți parlamentar, știți că discutam înainte de emisiune, aveți parlamentar și ar trebui să le spuneți ce să facă, ca să ne facă și nouă viața mai ușoară. Luăm publicitate și revenim.